Bună, sunt Daria și bine ați venit la Micile Vedete în bucătărie. Astăzi vom găti un preparat extraordinar alături de șef Cristian Dumitru. Bună, Daria! Bună, șef! Ce faci? Bine, ce vom găti astăzi? Păi tu ce crezi că vom găti dacă ne uităm la ingrediente, așa că deja ai experiență acum. E clar că o să facem ceva cu pui, cu mazăre. Da. Piure de mazăre? Bravo! Da, fii atentă ce facem, m-am gândit așa, ție îți place puiul. Foarte mult. Vreau să facem un pui crocant, bănuiesc că îți place, da. Crispy. Sănătos și crocant în același timp, da? Îmi plac preparatele lui, mai ales că astăzi chiar m-a surprins. Cine s-ar fi gândit că ar vrea să facă pui crispy? Pur și simplu tăiem puiul ăsta pe jumătate, îl punem la fiert, împreună cu ceapă și morcov, l-am lăsat să se fiarbă, îl scoatem, îl răcim și după ce l-avem răcit, îl dăm prin făină, ou și în loc de pesmet, șnițelul tradițional făină, ou, pesmet, da? Facem cu fulgi de porumb. Și l-am dat prin făină, ou și fulgi de porumb și un pic într-o baie de ulei, 30 de secunde, un minut maxim și deja avem un pui crocant. Cum adică? Fierbem puiul și apoi îl prăjim. Așa e mai sănătos. Și lângă, pentru că avem puiul ăsta super crocant, avem nevoie și de o textură mai moale. Și m-am gândit cum ar merge foarte bine, că te-am auzit mazăre. Hai, mă, să facem un piure de mazăre. Nu știu cum a aflat șef, dar piureul de mazăre este una dintre mâncărurile mele preferate. Hai să începem. Două cepe galbene și doi morcovi. Faci tu ceapa și o morcovi. Te super dacă faci tu ceapa și faci. Păi și tu morcovi? Când mai faci ceapa? Data viitoare când facem altă rețetă. Da? Da. Bine, promis, da? Promis. Bine, am notat, să știi că eu nu o să uit. În sfârșit am scăpat de ceapă. Șef a vrut el să taie ceapa. Oare ce s-a fi întâmplat? Dă-mi cuțitul puțin să-ți arăt dimensiunea. Cam așa. Da? Deci nu foarte mici. Ah, ok. Mai mari. Sunt ok? Cât am putut? Da. Și după ce punem puiul în apă și legumele, ce facem? O să dăm drumul la piureu de mazăre. M-am gândit cum putem să facem o bucată de pui cu un piure, că aveam puiul crocant acolo și aveam nevoie și de o textură moale. Și am zis, ce putem să facem, ce pot eu să fac împreună cu Daria, astfel încât să nu fie foarte complex. Și noi să fim un exemplu pentru cei de acasă, să încerce și cei de acasă să facă și ei preparatul ăsta, pentru că, vă spun sincer, e foarte simplu. Ar fi păcat să nu-l încercați. Ai mai mâncat pui de ăsta până acum? Și ce nu înțeleg, de ce puiul ăsta este mai mic ca puiul de la bunica? Păi ăsta e un pui special și cum se mai numește și cocoșel de munte, îi se mai zice, un pui pitic. Carnea de pui conține o cantitate considerabilă de proteine. Este printre cele mai bogate alimente în cantitatea de proteine. În momentul în care cumpărați carne pentru copiii voștri, trebuie să luați carne de calitate. Animalele de preferat să fie crescute în aer liber și de asemenea să fie o carne grass-fed. Respectiv, acele animale să fi mâncat mai multă iarbă în detrimentul cerealelor, deoarece carnea lor va conține mai mult omega-3 în detrimentul omega-6. E un pui un pic mai dulceag, un pic mai gustos. E sănătos? E mai sănătos mic sau mai sănătos mare? E sănătos și mic și mare. În această rețetă noi am folosit pui cocle. Cu siguranță el nu a avut mulți hormoni de creștere, pentru că altfel n-ar fi fost atât de micuț. Puiul bunicii mele era mai mare. Oare o să-mi ajungă puiulețul ăsta mic? Să punem mazăre, să punem ceapă după, unt. Mazărea, după ce fierbe, trebuie să punem într-un blender. Da. Delicioșenia, ca să zic așa, în piureuri stă în grăsime. Da, când adăugăm grăsime, avem și un super gust. Adică ce înseamnă grăsimea? Înseamnă smântână, înseamnă unt. Când am pus smântână și unt, vă garantez că poți să aveți un super piure. Și cât unt punem? La 600 de grame de mazăre o să punem undeva, cred că vreo 70 de grame de unt. Dar înainte de unt o să punem ceapă. Foarte important. A, și până una alta, iată un cuțitaș și taie 70 de grame fix de unt, să nu depășești. 70 de grame. Cât ai acolo? Ia. Cam așa. Mai puțin. Cam așa. Hai, pune-l direct aici, și nu mai mântărim bolul.
Există un mit în ceea ce privește untul, cum că nu ar fi un aliment bun, însă untul este foarte bogat în vitaminele liposolubile de tipul A, E și de asemenea K2. Vitamina K2 îndepărtează calciul și calcifierile de pe arterele noastre. Perfect. Acum pentru pui voi pregăti făina, ouăle și cum punem morcovi. Exact. Dar după ce o să avem puiul fiert. Putem să facem puiul direct așa prăjit și la temperatura asta de 160 de grade plus, îl țineam mai multe minute și l-aveam prăjit pentru că era un pui fraged, un pui pitic, un cocoșel de munte și așa mai departe, care are mai multe denumiri, e același pui. Așadar, acum știi ce trebuie să facem? Să scoatem puiul. Ia să punem o farfurie de aici. Și scoatem puiul? Și scoatem puiul, uite și tu. Hai să iau așa. Perfect. Ideea e să nu-l rupem, da? Da. Hai că te aștept. Stai, să te ajut și eu. Așa, gata. Da, s-a fiert, e bine. Și acum o să-l lăsăm să răcească. Dacă am băgat la pui, aș putea băga și la legume? Ce anume? Cleștele. Da, noi putem să folosim supa asta de s-a făcut aici de la pui, să o folosim pentru piureul de mazăre, dacă vrem să-i dăm o consistență mai cremoasă, să fie mai mult o cremă. Șeful mai întâi a fiert puțin, tocmai pentru a nu prăji carnea intens. Nu recomandăm a prăji în ulei cu intensitate mare. De preferat ar fi să fie un fel de trasă la tigaie, respectiv puțin fiartă înainte și apoi puțin prăjită. Acesta poate fi un compromis pentru copilul nostru. Și acum aș vrea să facem un sos super interesant și proaspăt în același timp. Din ce? Din pătrunjel și ulei. Și avem și prospețime, și gust, și tot ce trebuie. Hai să rupem niște pătrunjel de acolo, că îl punem direct rupt. Cât? Păi, ia să vedem, cam așa. Uite așa, dă-mi desfă mai mult. Așa. Și uite, îl rupem așa. Punem și codițele, ca o vitamina C și aromă. Da, super, mai de la mine, că rupe-l tu odată și îl mai rup eu după. Pe lângă faptul că pătrunjelul aduce o aromă deosebită în mâncarea noastră, el aduce și foarte mulți nutrienți. El aduce o cantitate considerabilă de calciu, iar calciu din pătrunjel are o biodisponibilitate ridicată. Se absorbe chiar mai bine decât calciu din lapte. Vino să vezi cum miroase. Vai! Super proaspăt! Așa... E exact pătrunjelul proaspăt pe care îl pune bunica în supă. Da? Păi, la fix. Îți dai seama că atunci când vezi acel verde combinat cu ulei, zici ce a făcut aici spanac? Aoleu, arată ca spanacul. Cum adică să mănânc eu așa ceva? Poți să-i dai drumul? Hai, dai tu drumul. 3, 2, 1 și... Să nu ne limităm la uleiul de pătrunjel, la bucata asta de carne pe care am făcut-o împreună. Putem să folosim uleiul de pătrunjel în varianta asta și la pește. Mă gândesc deja la pește cu puțină coajă de lămâie sau lime rasă în el. E senzațional, ora super proaspătă, super fresh și vibrant așa. Așa. Ce culoare frumoasă are! Vreau să spun că este extraordinar. Un sos atât de bun n-am mai mâncat de multă vreme. Și facem piureu? Sosul avem, da. Pune asta aici? Pune-l acolo, da. Să ștergem. Hai să-i punem puțin în smântână. Îi punem și unt? Nu, că i-am pus la fiert. I-am pus unt la fiert. Câte smântână îi punem? Păi aici îi punem cam 50 de mililitri de smântână. E suficient. Așa, pune capacul. Mazărea este un aliment foarte bogat în potasiu. Potasiu este foarte important pentru energia celulei noastre. De asemenea, mazărea conține o cantitate considerabilă de clorofilă. Această clorofilă este importantă și ajută la digestia cărnii. Ce facem acum? Asta vreau să te întreb. Ce facem acum? Punem ulei. Zici? Da. Hai să punem. Punem ulei aici, da. Pregătim baia de ulei. Pentru pui, îl îmbăiem.
Când vorbim de carne prăjită în ulei, recomand întotdeauna să folosim baie de ulei. De ce baie de ulei? Pentru că o cantitate mare de ulei dusă la o temperatură înaltă de peste plus 160 de grade ne va ajuta să avem un preparat mai sănătos, dacă putem să-i zicem așa. Și cum mai sănătos? Păi când introducem acolo bucata de carne și a făcut automat, a suferit un șoc termic și și-a creat un înveliș, dar are o crustă acolo apărătoare, care nu mai lasă uleiul, grăsimea să se impregneze, să treacă de stratul ăsta protector pe care l-a format. Și atunci partea de absorpție a grăsimii a uleiului prăjit va fi minimă. Mă gândeam pe următor. Eu pun făina. Da. Pregătim o ulei și 3 ouă, le spargi aici, da? Și o să le amestecăm puțin. Le spargi cu totul, da? Le spargi cu totul, da, și pui cojile aici în bol. Avem puțin piper. Pune sare? Da, și sare. Fii atent, acum îl curățăm de ceapa asta. Da. Îl luăm parte tot, da? Și luăm bucată cu bucată și îl dăm prin făină. Eu am ales făina pentru că am zis, îl arunc aici, îl dau de două ori și gata, îl pun la mine departe. Dar nu, trebuia să-i ridic, aripi ăla să-l pun, zici că era la masaj. Ușor, nu te grăbi, că trebuie să aibă făină peste tot. Îl dăm peste tot, ca să se lipească bine fulgii. Așa, da. Trebuie să trec acolo. Da, hai, și-l dai prin tot. Ușor și nu te grăbești, nu, fii atentă, lasă-l jos. Așa, și pune peste el, exact. Dăm drumul la excesul de... Mai departe, că să sară sigur ulei. Nu mai sare. Eu zic că e ce trebuie. 2 minute îl lăsăm acum, să odihnească și el. A fost șocul termic foarte puternic pentru el. Și gata, facem plating-ul și am terminat și rețeta asta. Nu? Cum vrei să facem plating-ul? La ce te-ai gândit? Ia-l tu pe ăla și atunci îmi rămâne mie bucata asta de pui și fiecare face cum crede. Eu nu cred că o să pun morcov. Tu pui ce vrei. Gata. Gata? Hai că arată drăguț. Mie îmi place mult cum a ieșit. Și mie îmi place cum ți-a ieșit. Arată foarte frumos ambele. Da, mie îmi place foarte mult și opera ta de artă. Se vede ceva abstract la tine aici. Picasso. Exact, da. Acum avem un invitat care să guste, ca să vadă dacă ai gătit bine. Nu mai încerca să dai vina pe mine. Că suntem parteneri. Dacă nu e bine, e vina ta. Dacă nu e bine, e vina ta. Bine. Așa rămâne. Acum am invitat alături de noi pe colegul meu, Edi, de la Școala de Film și Televiziune pentru Copii, Mitrie Vedete. Bună, Edi! Bună, Daria! Uite, poți să vii aici. Salut, Edi! Salut, șef! Vrei să vezi ce am gătit? Da! Povestește-i tu, Daria, că ai fost lângă mine toată ziua. Acesta este un pui crispy. Aici este un piure de mazăre. Vrei să-l gustăm? Hai! Cred că preparatul gătit de Daria și de șef Cristianu va fi bun. Dacă nu-ți place, el a făcut-o. Da, dacă-ți place? Eu! Ia bucata asta de aici și nu te mai chinui cu aia mare. Mie îmi place carne și de-aia cred că puiul crispy a fost bun. Îmi place. Ia-mi frână. E delicioasă. Puiul la final mi s-a părut gustos. A fost delicios. Singura problemă a fost cam puțin. Mulțumesc, șef, că ai gătit cu mine această rețetă minunată. Mulțumesc, Daria, și eu că m-ai învățat această rețetă minunată. Exact. Mulțumesc, Edi, că ai venit să guști acest preparat și sper că ți-a plăcut. Mi-a plăcut. Și vă mulțumesc vouă că ne-ați urmărit. Data viitoare ne găsiți tot aici la Micile Vedete în bucătărie. Pa! 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 Hai să mâncăm.